Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș prezintă concertul Europa Unită în Muzică. Evenimentul cultural va avea loc duminică 3 octombrie, începând cu ora 18, la sala de spectacole a Centrului Cultural. Pe scenă va urca Orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București, alături de soprana Bianca Ionescu, Emilia Giol și tenorul Alfredo Pascu. Mai multe detalii ne oferă Ștefan Nițu, reprezentantul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, în cadrul programului Toamna Culturală, avem stagiunea teatrală care este în plină desfășurare. Chiar în această seară primim din nou oaspeți din București, Teatru Avangardia, cu spectacolul Toc Toc, o comedie de resunet, o comedie cunoscută la nivel mondial, cu o distribuție de primă mână, aș spune. Sunt încântat și bucuros pentru că este sold out, toate biletele s-au vândut, nu mai sunt de câteva zile, nu mai sunt bilete. Iar pentru duminică, în cadrul acestui program, ne-am gândit la Călărășeni să le oferim și o seară de muzică, muzică de calitate, muzică cu care să îi bucurăm și să le încântăm sufletele. În acest sens, am intrat în legătură și un fel de parteneriat, să spunem, cu localitatea Matera din Italia, capitală europeană 2019, iată, o localitate destul de importantă, ancorată în partea culturală a Italiei, și am mers pe această axă Matera-Călăraș-București. Din Matera este dirijorul Giovanni Pompeo, care este prezent de o săptămână la București și repetă cu instrumentiștii de la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București. Spun asta pentru că este un proiect la nivel național, este un proiect unic, spun eu, pentru că acum este creat special pentru Călărășeni, special pentru această dată de 3 noiembrie. Nu este un spectacol care se joacă la operetă și l-aducem și noi aici. Nu, efectiv, spectacolul e special creat. Acest eveniment pe care l-am pus la cale a răspuns cu mare amabilitate și a răspuns prezent și a fost de acord să colaborăm. Cea care este vocea, să spunem așa, numărul 1 pe categoria asta de soprane în operetă, Bianca Ionescu, mult cunoscută și apreciată și îndrăgită solistă Bianca Ionescu, care acum este și managera Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București, și am lucrat la acest proiect împreună și iată că duminică o să ne bucurăm de prezența artiștilor aici, pe scena Barbu Știpei din Călăraș, alături de Bianca Ionescu, care acoperă, să spunem, partida feminină, partea de soprane. Avem o tânără, Emilia Giol, care în ultimii ani a cântat în Italia, iar partea masculină este acoperită de, cred, spun eu, poate că greșesc sau nu, la ora actuală poate cel mai bine cotat și din vârf tenor de la noi, Alfredo Pascu. Alfredo Pascu revine cu drag la Călăraș și am colaborat cu Alfredo de foarte, foarte mulți ani. Va fi un spectacol sub semnul Unii Europene, așa se și numește, Europa Unită în Muzică, pentru că intrând în colaborare cu Giovanni Pompeo din Matera, Italia, dorim să dezvoltăm pe mai departe acest proiect și cu alte activități. Va fi o seară de excepție, spun eu, și într-urma pe Călărășeni că mai avem bilete. Asta duminică. Voiam să vă întreb, dacă pentru piesa din această seară s-au vândut toate biletele, pentru spectacolul de duminică? Pentru spectacolul de duminică mai avem bilete, așa că vă rog să vă grăbiți, veniți să vă achiziționați bilete. Este păcat să pierdeți așa ceva. Mari voci
ale operetei vor fi prezente aici, mari instrumentiști, de excepție, conservatoriștii de la Teatrul Ion Dacian, și să nu mai vorbim de prezența acestui dirijor, Giovanni Pompeo, care a dirijat la Scala din Milano și iată, va fi prezent aici la pe Călăraș. Scena din Călăraș, la Barbu Știrbei. Prețul unui bilet este 50 de lei și a spune că dacă dumneavoastră veți veni să vă achiziționați un bilet, eu vă promit că în primăvară ne vom reîntâlni și aș vrea în perioada începutului de martie, când avem mărțișorul și ziua femeii, să legăm tot așa un spectacol frumos de muzică, un spectacol elegant, pe care să-l dedicăm tuturor doamnelor și domnișoarelor. Așadar, dragi călărășeni, vă aștept duminică, 3 noiembrie, începând cu ora 18, la spectacolul Europa Unită în muzică, Emilia Giol, Bianca Ionescu Balo și Alfredo Pascu vor fi prezenți și ne vor încânta cu vocile lor aici în sala Barbu Știrbei.